Ați auzit îndemnuri de genul, lasă calculatorul ăla și pune mâna și învață dacă vrei să faci ceva în viață? Unii dintre noi chiar folosesc calculatorul pentru a face lucruri foarte interesante și deosebit de utile. Bine ați venit la Deschis în Cercetare, locul unde cercetătorii români deschid dialogul cu publicul. Suntem live pe pagina de YouTube Cristian Presură și pagina de Facebook Ad Astra, Asur, EduBedu și Știință și Tehnică. Azi vorbim cu Dan Negruț, profesor la Universitatea din Madison, Wisconsin, despre simulările pe calculator și utilizarea lor în dezvoltarea de vehicule autonome. Dan Negruț este profesor de inginerie mecanică la Wisconsin University din Madison. A terminat aeronautica la Politehnică în București, după care a plecat în America, unde se află și astăzi. Are un doctorat în inginerie mecanică de la University of Iowa și de mai bine de 20 de ani studiază felul în care programele de calculator pot fi folosite pentru a rezolva cele mai diverse probleme inginerești. De la felul în care au loc interacțiunile lichid-solid, la felul în care se deplasează vehiculele autonome. Sub conducerea lui a fost creată platforma projectchrono.org, un motor de simulare multifizic open source, cu care de altfel au fost făcute majoritatea simulărilor pe care le veți vedea și în continuare. Dan, bine ai venit la Deschis la Cercetare. Spune-ne, ai fost pasionat de calculatoare când erai mic și îți lași copiii să se joace pe calculator? Ada și Cristian, este invitație. Bună seara tuturor! Deci să-ți răspund întrebarea ta. Mama mea și tatăl meu mi-au cumpărat un calculator. Cred că eram în clasa a 10-a la liceu. Era foarte, foarte basic. Folosea de fapt limbajul de programare basic. După aceea am plecat la facultate. Am avut alt calculator acolo mic. După care mi-aduc aminte, anul întâi am apucat să lucrez pe calculatorul universității. Pe vremea aia calculatoarele mergeau cu cartele și te duceai, depuneai cartelele, fiecare cartele era o instrucțiune. Veneai a doua zi, dacă lucrurile mergeau bine, primeai o bucată de hârtie și spunea 42 pe ea sau 68 sau ceva rezultat pe acolo. Mi-aduc aminte că le marcam cardul ăla cu o bucată, cu un pic sau ceva, ca să vezi care e ordinea, că dacă te împiedicai și picau pe jos, tot programul tău te amesteca și trebuia să o iei de la început. În fine, vreau să spun că atunci mi-aduc aminte, cred că n-am luat 10 la calculator, am luat 8 sau 9. Plus că background-ul meu, deci că am plecat din Petroșani, de unde sunt eu de fapt, am terminat liceul industrial minier de acolo, am mers la aeronave, am ajuns în mecanică, după aceea am venit în Iowa, am fost în mecanică. Dar pe urmă lucrurile au ieșit de așa natură încât tot timpul am fost aproape de calculatoare. Îndrumătorul meu din Iowa era foarte pasionat de calculatoare, am lucrat cu el și am continuat să lucrez în direcția asta și acum sunt unde sunt. Now, m-a întrebat despre a doua chestie, dacă îi las pe copiii mei să se joace pe calculatoare. Deci nu îi încurajez să joace pe calculatoare. Deci s-au schimbat lucrurile de când am fost eu la școală. Totul e pe calculator acum. A fost situația asta cu COVID. Au stat un an jumate acasă în fața calculatorului. După părerea mea, am spus, e prea mult pe calculator și just take a break, luați o pauză și vorbiți cu oameni, că suntem ființe sociale și interacționăm și dacă tot timpul stai cu capul în calculator, ai o viziune foarte îngustă vis-a-vis de viață și se întâmplă în jurul tău. Dar în fine, ți-am răspuns la o întrebare scurtă, răspuns lung, cred că poate sunt și alte întrebări, așa că înapoi la tine. O să începem cu întrebarea care a primit premiul concursului și anume următoarea întrebare. Considerați că ar trebui să ne concentrăm mai tare pe expediții spațiale prin mașini autonome în locul celor cu echipaje umane în viitor? Ce considerați că este mai important pentru om? Deci întrebare bună. Deci e clar că
e mult mai simplu să trimiți misiuni spațiale în care oamenii nu participă, dar e cumva spiritul omului să cerceteze, să fie la fața locului, să ajungă să exploreze noi dimensiuni, noi teritorii. Dacă ne uităm în schimb pe Pământ cu mașini automate, e clar că omul a condus mașina pentru 100 de ani și e loc de mai bine, de optimizare. Dacă omul iese din lup și mașina până la urmă se descurcă singură. Realitatea e că suntem încă departe de acolo. Dacă drumul e drept, e autostradă și sunt alte vehicule lângă tine, asta putem face. Dar dacă apare, de exemplu, un cauciuc rupt în mijlocul drumului și tu te deplasezi la 120 km/h, sau dacă e ceea ce se întâmplă foarte des aici, că sunt o grămadă de păduri și mai departe, o căprioară pe marginea drumului care sare, deci acolo devine foarte dubios ce se întâmplă și cum reacționează mașina. Deci, din punct de vedere al impactului economic, ce se întâmplă pe Pământ, de fapt, e mai relevant decât ce se poate întâmpla în spațiu. Pentru că sunt o grămadă de mașini. Dacă optimizăm traficul, dacă salvăm vieți omenești, Statele Unite în fiecare an aproximativ 38.000 de oameni mor în accidente rutiere. Cele mai multe dintre ele sunt produse de erori umane care pot fi adresate. Sunt mulți oameni care beau și conduc. Toate chestiile astea se pot adresa, se pot îmbunătăți dacă autonomia este ajunge la nivelul la care avem încredere în ea și până la urmă controlează traficul rutier. Cu alte cuvinte, e util și să ne gândim că putem să facem vehicule autonome pe Pământ, dar dacă e vorba de explorarea spațiului, probabil vom vrea întotdeauna să punem și un om acolo. Exact, exact. Dacă ascult ce spune Elon Musk, el vrea să meargă pe Marte cât se poate de curând. Normal, cum spun, dorința asta duce la progres în întreaga știință. Așa cum a fost să pună omul pe lună, a avut ramificații într-o grămadă de lucruri. Apropo, acum se gândesc din nou să trimite omul pe lună. Dacă lucrurile merg cum sunt programate să meargă în 2024, o să fie din nou un om pe lună și o să fie din cauza lui Elon Musk, de fapt, până la urmă, companiei lui, pentru că el are contract cu NASA să pună oameni pe lună și e un simbol, până la urmă, să ajungi pe lună. Dar așa cum am zis, dincolo de simbol, e o tehnologie care trebuie să progreseze, să ducă o grămadă de oameni în siguranță acolo, să aducă înapoi. Și beneficiile se ramifică în întreaga economie. Și asta e important, până la urmă. Mulțumim foarte mult, Ragnar, scrie-ne pe deschislacercetare@gmail.com pentru a primi cartea pe care ai câștigat-o, cartea lui Stephen Hawking, Răspunsuri scurte la marile întrebări, oferită de editura Humanitas. Și am ajuns, Dan, la cercetarea ta. Să ne povestești despre cercetarea ta, cum preferi să facem, să vorbești, să trecem puțin prin prezentare, să ne spui ce să arătăm, știu că ai și o grămadă de animații, cum e mai bine? Deci mai bine să vorbesc și dacă se poate să pună un link la prezentare, să se uită oamenii dacă sunt interesați, aia fi poate cel mai bine. O să mai arătăm poate în timp ce vorbești anumite animații, că e frumos să nu ne vedem numai pe noi. Deci cercetarea în laboratorul cu care lucrez eu aici, și apropo, un laborator, colegul cu care lucrez în laborator, și el e român, și el a terminat la aeronave, și el a terminat la Iowa. La un moment dat ne-am despărțit pentru perioada de timp, dar am întâlnit din nou și acum lucrăm împreună. Practic ceea ce, și îl cheamă Radu Șerban, de fapt, am uitat să spun asta. Ceea ce facem aici, grupul nostru, e încercăm să folosim simulare pe calculatoare să ne dăm seama
ce se întâmplă cu anumite sisteme mecanice, de exemplu, înainte de a le construi. Sau, de exemplu, cum o să se comporte pe Lună sau pe Marte. Pentru că, de obicei, până acum, să zic, 40 de ani, 50 de ani, oamenii construiau sistemele astea mecanice, mașinile, de exemplu, le făceau, le foloseau, se rupeau în anumite părți, se stricau, se gândeau ce trebuie să facă ca să le îmbunătățească, făceau o nouă mașină, mergea și aia câteva, se prăpădea și mașina aia și învățau din experiențele astea. Oamenii și-au dat seama că multe dintre fenomenele astea le pot simula pe calculator. Și ceea ce înseamnă să simulezi pe calculator e practic, deci toate sistemele astea mecanice, deci ele respectă niște legi fizice. Iar legile fizice, de fapt, sunt niște ecuații. Iar dacă formulezi ecuațiile alea, calculatorul le poate rezolva ecuațiile alea pentru tine. Iar tu ce poți să obții din toată afacerea asta este că înțelegi, fără să te duci să construiești mașina, cum o să se comporte mașina. Acum, sună totul foarte bine. În realitate, a fost o călătorie lungă care continuă, că la început au fost sisteme simple, dar după aceea oamenii zic, ok, well, acum avem mai multă putere la calculator, hai să facem ceva, să simulăm ceva mai complicat și mai complicat și mai complicat. Și totdeauna... Dar în modelarea aceasta pe care o vedem, de exemplu, este ab initio, adică pornești de la zero doar cu ecuații, nu păcălești niciunde sistemul pe undeva? Îl păcălești la multe nivele. Deci dacă vrei să pleci ab initio, de exemplu simularea care a dat-o tu, aia nu e, de exemplu aia nu e ab initio. Aia poate să fie suficient de rapid să fie în real time, cum se spune. Deci real time înseamnă dacă rulezi o simulare, dacă vrei să simulezi vehiculul pentru 10 secunde, simularea aia termină în 8 secunde, da? Deci aia înseamnă real time, înseamnă că ești mai poți să simulezi mai repede decât se întâmplă în realitate. Fenomenul respectiv. Da? Sunt simulări la care dacă mergi ab initio, te iau zile, dacă nu săptămâni, să le faci. De exemplu, deci simularea asta care ne uităm acum la ea, asta de exemplu e Viper Rover, asta o să meargă în principiu în 2023 trebuie să meargă pe Lună, în 2024 să meargă oameni, iar misiunea la Viper Rover să se uite după apă înghețată, unde e, cât de adânc e, dacă poate să avem acces la ea. În fine, asta e altă poveste. Dar să ne întoarcem la întrebarea ta, Cristian. Deci, există diferite nivele de fidelitate la care poți să faci simulările astea. Asta la care ne uităm acum e intermediar. Aia la care ne uităm înainte este de nivel jos. Dacă vrei să mergi la nivelul cel mai jos, te uiți la mișcarea fiecărui grăunte de nisip pe terenul pe care roverul se mișcă. Acum, ca să-ți faci o idee, într-un metru cubic de nisip sunt cam 1,5 miliarde, 2 miliarde de granule de nisip. Deci astea, în general, o granulă de nisip atinge poate în medie cam 4, 5, 6 alte granule de nisip. Când ating unele, se ating una cu alta, acolo apare un contact și o forță de frecare. Acea forță de frecare este, nu e ușor să o manipulezi, să o calculezi, e greu. Închipuiesc că ai, în principiu, 6 milioane de forțe care trebuie să le obții. Da? Acum, din cauza că aceste granule de nisip sunt foarte, în engleză spune stiff, cum se spune? Rigide. Rigide. Sunt rigide. Nu sunt rigide, sunt elastice, dar aproape rigide. E, din cauza acestei proprietăți mecanice, ca să simulezi chestiile astea, cum se mișcă granulele astea, trebuie să iei un pas de timp în simulare de 10 la minus 5, 10 la minus 6 secunde. Deci în o secundă de simulare trebuie să iei 100.000 sau 1.000.000 de acești pași în timp. Iar la fiecare pas în timp trebuie să calculezi 6 miliarde de forțe.
E, chestia asta care o trebuie să o faci, de obicei mașina nu se mișcă o secundă, se mișcă 10 secunde. E, chestia asta, dacă o faci așa cum ai zis tu, ab initio, cum să spun, ne apropiem de tensiune. O mie de ani. Deci, nu e o mie de ani, dar deci, în inginerie, ideea următoare. Trebuie să începi simulare când pleci la ora 5 acasă, iar a doua zi dimineață trebuie să arăți datele ca să te gândești la ele. Deci dacă simulare ta ia o săptămână, deci nimeni nu o folosește. Și acum mai deci să înțeleg că calculatorul tău lucrează noaptea, practic. Când pleci acasă de la serviciu, așa să mai ruleze și a doua zi verifici rezultatele. Deci, în principiu, cam asta e ideea. În afară de când vrei să faci cercetare și atunci lași să meargă, să vezi ce iese. Dar vreau să spun că, știi, pe măsură, mai întreabă de ab initio și ce se poate face, trebuie să ne gândim că și calculatoarele astea au progresat ceva extraordinar. Extraordinar. Deci, ca să dau un exemplu, dacă vrei, până la urmă și toate ecuațiile astea sunt aduni în parți, sinus, cosinus, exponențială, logaritm. Deci asta e, da? E, ca să faci o idee, în 1961, dacă vrei să cumperi calculatoare, nu era calculator, era calculatoare, ca să poți să faci un miliard de operații într-o secundă, deci un miliard de operații într-o secundă, trebuia să plătești în banii de azi 175 de miliarde de dolari. Asta trebuia să plătești. Astăzi, ca să faci un miliard de operații pe secundă, plătești 3 cenți. 3 cenți. Deci poți să mergi să-ți cumperi un Nvidia GPU card și 10.000 de dolari, poți să faci 9.000 de miliarde de operații într-o secundă. Aia e minimum și de acolo poți să, mă rog, nu e neapărat minimum, dar de acolo poți să mergi mai departe. Poți să ajungi la 600, depinde ce numere. Depinde ce vrei, că dacă vorbești cu un chimist și spune că e numărul lui Avogadro, el ala vrea. El vrea numărul lui Avogadro. Oameni care fac chestia, eu nu sunt chimist și nu sunt în quantum mechanics și soft matter physics și așa mai departe, și soft matter physics poate. Dar alea, molecular dynamics, ăla e un diferit animal care are, deci e și mai dureros ce se întâmplă acolo. Deci eu ți-am zis că pasul nostru de timp era 10 la minus 6 secunde, ei se uită la 10 la minus 10 secunde, cum încep să vibreze atomii și aia e mai greu de determinat o simulare de genul ăla. În fine, asta e cu simulările, dar sunt la diferite nivele de fidelitate și ca urmare unele se termină mai repede, unele durează mai mult, dar acum e mult accent pe simulările care poate nu sunt așa de exacte, dar se termină repede, pentru că au nevoie oamenii de simulări de genul ăsta în inteligența artificială. Acolo, pentru machine learning și AI, au nevoie de să testeze multe situații ca să învețe din ele. Deci asta e un mod în care simularea e folosită acum mult mai mult, pentru că înainte nu exista chestia asta cu machine learning, nu existau. Dar e compute power acum. Știi ce mi-ar place mie totuși, Dan, că tu ai foarte multe modelări, simulări la tine pe site pe care le-ați făcut. Să alegem eventual una, să ne spui puțin așa detaliile, unde a fost greutatea, cât de greu a fost, una anume care îți place ție și îți aduce aminte mai multe povești. Deci aia care ați arătat-o cu roverul care se mișcă pe terenul deformabil, aia, deci noi în laborator suntem foarte mândri de ea. Deci, așa, de ce sunteți mândri? La un end of the spectrum. La un capăt sunt simulările astea care sunt foarte rapizi. Simulările astea sunt empirice. Oamenii au observat că anumite lucruri le poți modela în anumit fel. De exemplu, asta e modelat empirică. La celălalt capăt al spectrumului sunt simulările astea care tu, Cristian, ai spus ab initio. Alea sunt așa de greu determinat încât practic nu mai mult le folosește.
simulările pe care, alea de Viper care a dat, aia e undeva în mijloc. Și un student, un laborator, a spus la un moment dat, hai să luăm o metodă pe care o folosim pentru interacțiunea dintre fluid și solid și hai să o aplicăm la terenuri deformabile. Și am zis, ok, deci n-am fost super entuziasmat, dar omul s-a dus și a încercat odată și a venit și a spus, băi, merge foarte bine. Și după aceea am început din ce în ce mai mult să testăm. Și acum ne-am dat seama că de fapt este fantastic de bună. La modul la care, chiar săptămâna asta, colegul meu deci din laborator a început să ruleze niște simulări în care folosește metoda asta ca să mute, ca un buldozer, să miște teren pe lună. Și s-a uitat, de exemplu, a făcut simulările astea când accelerația gravitațională e de pe Pământ, după aceea a făcut simulările când accelerația gravitațională este de pe Lună, că e de 7 ori mai mică. Iar când accelerația gravitațională e mai mică, lucrurile se schimbă, pentru că ai altă greutate. De exemplu, dacă te gândești, dacă ai un buldozer, să zicem, la Caterpillar sau la John Deere, când tu vrei să ai mașina asta cât se poate de grea, pentru că atunci poți să împingă Pământ, da? E, pe lună lucrurile sunt diferite. Nu poți să iei o mașină care are nu știu câte tone, să o pui pe o rachetă, să o trimiți pe lună. Nu se poate. Deci o să aibă masă mică. Pe lângă care e masă mică, accelerația gravitațională e mică, mai mică. Și atunci, dintr-o dată, ca să împingi Pământul, nisipul și materialul de pe lună, e un business diferit decât ceea ce se întâmplă pe Pământ. E, și acum, pentru că colegul meu a încercat până la urmă treaba aia și a ieșit, acum dintr-o dată ne dă seama că avem o modalitate de a încerca fel de fel de lucruri noi, pentru că are fidelitate înaltă, dar deci poți să termini simularea mult mai repede decât dacă mergi ad initio. So, acum, cum se face chestia asta? Deci, cum se face e că sunt niște ecuații cu derivate parțiale, care se discretizează, așa cum a făcut colegul meu, se discretizează, le transform în alte ecuații care pot fi rezolvate pe calculator, rapid. Și atunci noi, deși Pământul, dacă te uiți la el, e discret, că nisipul nu e un continuu, da? Deci te uiți la el, sunt bucățele discrete. Dar ideea a fost, băi, hai să le în engleză spune homogenize, să le omogenizezi și să ne uităm la ele ca la un continuu, că de fapt cui pasă cum se mișcă fiecare particulă de nisip. Și hai să le omogenizăm și atunci dintr-o dată devin o altă clasă de ecuații care le putem rezolva mai rapid. Și acum dintr-o dată, pentru că avem o nouă sculă în mâinile noastre, putem să facem, să atacăm probleme noi și interesante. Și asta e, la ora actuală, asta e unul dintre lucruri interesante în laborator. Alt lucru care e interesant e că ne-am orientat cam acum 4 ani să simulăm roboți. Deci ce înseamnă asta, să simulăm roboți? Adică, până la urmă, ce e diferit? Adică, treaba cea mai interesantă e că toți roboții ăștia au un creier, de fapt, așa cum avem noi creier, da? Și sunt niște stagii prin care robotul trece în creierul lui ca să decide ce să facă. Deci, dacă ne închipim noi cum funcționăm, deci mă uit undeva, văd ceva, recunosc ce văd. Oh, ok, e un om care vine către mine, deci trebuie să-l ocolesc, da? Deci prima dată văd, în a doua chestie îmi dau seama că e un om, a treia chestie îmi dau seama unde sunt eu relativ de omul ăla, a patra chestie mă gândesc acum, ok, ce fac? Mă dau puțin stânga și îl ocolesc. Și după aceea ce fac, comanda asta de a merge către stânga devine acțiune. Deci mușchii mei mă împing, mă duc către stânga, îl ocolesc și după aceea văd de treabă.
Același lucru se întâmplă într-un robot. Tot mereu, mereu, mereu. Deci are senzori, are camere video, are LiDAR, are IMU, are GPS, are, în orice caz, până la urmă, face sensing. Primește informație care e informație brută. E, după aceea, ce face? Se numește perception. Perception înseamnă înțelege ce sunt, ce informații vine prin streamul ăsta de date care primește. Și înțelege că, uite, acolo e un om, acolo e o masă, acolo e un scaun. Și aici computer vision și inteligența artificială și machine learning ajută foarte mult. A doua, următoarea chestie, ca și cum face omul, se gândește unde e robotul în lumea în care operează el. După care, odată ce știe unde e și unde sunt obiectele astea, următoarea chestie face un plan. Așa cum eu am zis, îl ocolez la stânga, așa face și robotul. Mă duc de aici acolo, ocolez masa, ridic mâna, iau ceva. E, după ce s-a hotărât ce vrea să facă, următoarea etapă e să facă ce numește controls. Să aducă un controls policy, o politică de control, nu știu cum se zice în românește, probabil să zice. Iar ultima fază sunt motoare care implementează acel control policy. Deci asta se întâmplă într-un robot. Și se întâmplă mereu și mereu și mereu, pentru că informația tot timpul vine și tot timpul robotul trebuie să decide ce face. E, chestia asta am încercat, pentru că ne interesează simulare, ne-am gândit, ok, cum simulăm asta pe calculator? Deci cum simulezi tu sensing, de faptul că ai sensori? Cum simulezi tu? Deci prima dată, ok, ne-am uitat cu toții la roverul ăla. Ok, ăla e, să zicem, e robotul, da? Deci ăla e ușor de modelat. Dar după aceea acel robot se mișcă într-o lume, în realitate, da? E, eu trebuie să recreez lumea aia pe calculator. Acea lume virtuală trebuie să o recreez. Acum poți să o recreezi și să arate bine, dar să fie falsă, să fie, you know, ca un ou, n-are albuș gălbenuș, doar, nu știi, doar shell, cum spune, crusta aia. Dar de fapt e mai mult decât ce se vede. De ce? Pentru că robotul trebuie să face sensing, să folosește senzori și nu trebuie să, nu numai că arată bine, dar de exemplu ai un LiDAR senzor, LiDAR-ul ăla senzor trebuie să fie în simulare ca și în realitate. Deci tu nu numai că simulezi lumea, dar trebuie să simulezi și cum lumea este înregistrată de senzori. Și partea asta e interesantă. În fine, până la urmă, acum studenții în laborator au creat un se numește autonomy stack, ca un fel de brain, care are componentele astea patru de bază: percepție, state estimare de estimare situația. De unde e state-ul, cum se află, unde e și cum, în ce direcție o ia, path planning, care înseamnă partea de planificare, și partea de control și partea de senzori. Și acum avem simulare a vehiculului, simulare a lumii în care operează robotul și simulare a componentelor din care brain-ul, creierul la mașina, la robot, e alcătuit. Cred că jumătate din laborator lucrează la chestia asta, la diferite componente din asta. În general sunt studenții mai tineri, care sunt generația mai seniori, sunt mai mulți către partea de cum modelăm terenul, cum modelăm vehiculul, cum modelăm interacțiunea dintre fluid și solid. Ăștia mai tineri sunt mai mult către inteligență artificială, machine learning, robotică și mai departe. Știi ce stăteam și mă gândeam? Într-un fel e, ce faceți acolo? Modelați un multivers, nu? Vorba lui Mark Zuckerberg. Cu încetul.
Încetul cu încetul. Asta e planul. Ce vreau să te întreb, când faci modelări din astea, faci la un moment dat, să zicem cu robotul ăla, da? Faci la un moment dat și testări fizice în laborator, să construiești, da. Să verifici, domnule, dacă modelarea era bună? Exact, exact, exact. Uite, mă bucur că m-ai intrat treaba asta. Deci trebuie să scriem un articol până duminică seară. Luni trebuie să plece. Și exact despre treaba asta. Pentru că, uite, trebuia să... L-am chiar aici în spate. Trebuia să... Da. Poți să-l aduc? Da, cum să nu? Adul. Okay. Adul, nu e nici fel de problemă. Adul, ne uităm la niște video de la tine până îl aduci. Așa, stai. Da, știi, Ada, când te uiți pare simplu, știi? Dar să știi că nu este simplu, pentru că în creierul uman este mult, mult mai, mult mai complicat decât un calculator. Și creierul uman are această capacitate de a naviga foarte ușor. E dată de evoluție. Pe când un calculator nu este construit pentru a interacționa cu lumea din jur. Stai să opresc puțin, să fie mai puțin zgomot. A, este sunetul de la... Uite, roboțel. El e. Aha, aha, gata. Asta e. Da. Deci cu ăsta... Deci, ăsta e prototipul ăla și avem un model. Deci ăsta are un... Am făcut un model pe de simulare, să simulăm ăsta. Și deci aici avem un procesor. Și aici nu se văd senzori, aici, de exemplu, aici punem cameră, dar n-are pus acum camera, i-au dat-o jos. Dar aici, asta e fața, merge în direcția aia. Și aici sunt niște obiecte pe care le putem identifica poziția cu precizie de cam 0,1 mm. Și ăsta cum se mișcă, îl pun aici, se mișcă într-un laborator, în clădirea noastră aici, și sunt niște camere care se uită după mingiuțile alea mici și poate să-ți dea seama unde e mașina, ce orientare are, și după aceea noi luăm aceleași cum spune, aceleași comenzi care le-am trimis la mașina asta și le trimitem la modelul de mașină și le simulăm. Și după aceea ne uităm cât de aproape sunt una de alta. După aceea ne uităm la alte chestii. De exemplu, dacă se strică senzorul, să zicem, dintr-o dată nu mai ai date bune, nu mai vezi bine cu mașina asta. Și putem să facem și în realitate și putem să facem și în simulare. Și chestia e că cea mai interesantă treabă la chestia asta e că au același brain, deci creierul lor e același. Pentru că dacă te gândești, creierul de fapt la chestia asta e numai software. Asta e. Deci deci rulează pe un calculator. Aici e un Nvidia Jetson card, dar pe calculatorul ăla e același software care o să meargă pe mașina adevărată și o să meargă în simulare. Și atunci putem să vedem compari, nu compari mere cu portocale, compari mere cu mere. Și atunci îți dai seama dacă ceea ce faci în simulare aduce cu ce se întâmplă în realitate. Și dacă nu, deci studenții au o fel de modalități în care se uită la datele care se mișcă de la o componentă la componentă, să vadă unde încep să apară diferențe și din ce cauză apar diferențele alea. So, da, în fine, asta e ceva care e foarte interesant și ne place la toți în laborator să facem chestia asta. Și întrebarea mea e de om care nu se pricepe. În momentul în care, adică seamănă, înțeleg că e același software care merge și în calculator, unde ar trebui să meargă în mod ideal, și în mașinuța, mă rog, în prototipul pe care ni l-ai arătat, în care funcționează în mod real. Până acum s-au întâmplat să fie la fel sau au apărut probleme? Cât de mult seamănă realitatea cu cea simulată? Depinde la ce te uiți. Depinde la ce te uiți. În unele situații e foarte aproape, în altele situații, dacă ești
aproximativ pe unde e realitatea, e o zi bună, e bucurie. E un proces. Deci a început de multă vreme, o continuă cu ce facem noi și o să continuă mult după ce mă opresc eu să fac ce fac. Deci întotdeauna oamenii sunt la frontierele la ceea ce calculatoarele pot să ofere. Pe vremuri, ca să vedem de unde am pornit, era cred că în anul 1970, 72, 74, calculatoarele erau ceea ce erau, aveau 4000 de tranzistoare și cu 4000 tranzistoare trebuia să faci minuni. Acum, deci cardul ăla, Nvidia cardul ăla de care ți-am pomenit, ăla are 50 de miliarde de tranzistori. 50 de miliarde. Dintr-o dată poți să faci așa peste, știi, an după an, ai mai multă putere de calcul, începi să te gândești la, oh, dar poți să faci chestia asta. Și când faci chestia, la început, nu e niciunde aproape, adică ceea ce vezi tu în realitate și ceea ce vezi pe calculator e diferit. Dar o îmbunătățești cu răbdare, timpul trece, se apropie. Între timp, calculatoarele devin mai puternice. Vine cineva și spune, bă, hai să încercăm și chestia asta, că acum se poate. Faci chestia, la început nu arată bine. Dar cu răbdare, lucrurile arată bine pe urmă. Că odată ce înțelegi un lucru, e ușor să implementezi în software. Nu e mare, vă spun eu. Yeah, se poate face. Mă da. Gândeam, Dan, pentru că o să trecem la întrebări. Dacă mai este ceva ce ai vrea să mai povestești despre cercetarea ta și n-ai apucat, nu te-am întrebat noi, ai vrea să adaugi ceva? Deci nu neapărat despre cercetarea mea, cât despre ceea ce face cercetarea mea posibilă. Așa, spune. Asta am pomenit de puterea calculatorului. Știi, deci există legea lui Moore care spune că cam la 18 luni, la 2 ani, se dublează numărul de tranzistori pe care poți să-i pui pe unitatea de suprafață și să faci un profit, că așa se pot face multe chestii. Dar poți să zici că, ok, you know, la 24 de luni poți să dublezi de numărul de tranzistori. Cum pomeneam de 1974, erau 4000 de tranzistoare, da? Le dublai după 2 ani. Ok, sunt 8000 de tranzistoare. Ok, 8000. Dar acum, când ai 50 de miliarde și le dublezi, e un lucru dacă dublezi un leu, dacă cineva îți mai dă un leu, și alt lucru dacă ai un miliard și îți dă încă un miliard. E clar că e o diferență. E altceva. Acum suntem acolo, unde se dublează și suntem deja la 50 de miliarde. Și ca să dai seama cum sunt astea, sunt ca bucățelele de Lego. Știi cum jocurile la Lego? La început Lego aveai numai 4000 dintre ele și erau mari și groase. Puteai să faci ceva cu ele, ok, yeah, puteai să faci ceva cu ele, într-adevăr. Acum ai 50 de miliarde și sunt minuscule. Poți să faci orașe din jocul ăla de Lego, mașini, copaci, blocuri, oameni. Deci într-o dată se schimbă lucrurile ce poți să faci cu reducerea dimensiunii. Miniaturizarea. Da, asta e un lucru. Deci asta e un lucru. Și apropo, asta o să continue, cred că încă probabil de două ori o să se mai dubleze chestia asta. Că pe urmă ajung la dimensiuni ajung la efecte cuantice care împiedică să mai se ducă dincolo de anumite dimensiuni. A doua chestie e software-ul care, deci noi lucrăm în software, producem software, dar noi nu suntem, cum spun, avem nevoie de alt software care deja există, pentru că nu știu cine în Canada l-a făcut sau în România l-a făcut sau l-a făcut în India și e open source, e pe GitHub, toată lumea poate să-l ia, să-l folosească. Asta a fost a doua chestie care a contat mult și ne ajută pe noi, dar ajută pe mulți alți oameni. Și a treia chestie e că din ce în ce mai mult automatizarea și inteligența artificială și machine learning, astea iarăși au fost fantastice și încă nu ne-am băgat suficient de tare, părerea mea, pe chestia aia, dar e ceva
care are un viitor puternic. Și vis-a-vis de chestia asta, orso, de asemenea, procesare de date, deci propagări, deci în ceea ce facem noi nu suntem siguri despre ce facem, da? Există incertitudine, da? Și propagarea asta a incertitudinilor, să-ți dai seama, să spui ceva de genul ăsta, păi, uite, mâine plouă cu probabilitate 60%. Am nevoie de așa ceva și la mine în inginerie, să spun cu probabilitate bla, se va întâmpla chestia asta. Sau poate să reziste piesa asta, poate să se comporte așa cu probabilitatea asta. Deci chestiile astea o să devină din ce în ce mai importante. Cam astea sunt pentru noi importante la ora asta. Da, nu știu dacă a mers discuția directă, dar astea sunt lucrurile de ai care... Ai răspuns și dacă este, ajungem la scurt pe 2, te-am rugat să ne spui dacă mai este ceva, să sumarizezi cumva din toată cercetarea pe care ai făcut-o tu, ce consideri tu că a fost nou și important? Dacă te uiți puțin în spatele carierei tale și le adun toate lucrurile împreună. Cred că... Deci cel mai important pentru mine e să văd că alți oameni folosesc ceea ce am făcut noi în laborator sau ceea ce am făcut înainte de a lucra la universitate, am lucrat în industria software. Și mi-aduc aminte că un an sau doi ani de a pleca de acolo, am reușit să rezolv niște ecuații în anumit mod, o grămadă de oameni care foloseau software la compania aia, de la GM, de la Ford, de la BMW, de la multe companii, foloseau metoda aia. Pentru mine înseamnă mult chestia asta. Și așa se întâmplă și aici, unde lucrăm împreună ca un grup în laborator. Să știu că armata americană folosește simulatorul nostru pentru să înțeleagă cum se mișcă vehiculele lor, pentru că colegul meu Radu a lucrat nu știu câți ani și noi am adus modele de teren, de teren deformabil, înseamnă mult pentru mine. Sau să știu că suntem o mică parte din faptul că NASA trimite pe lună The Viper Rover și că o să sperăm că o să meargă mai bine și nu o să se înțepenească așa cum s-a înțepenit, dacă îți aduce aminte, a fost Spirit Rover care s-a dus pe Marte și a rămas înțepenit. Pentru mine asta înseamnă mult. Asta pentru mine e important. Să văd că, normal, fac cercetare, dar mă bucur când văd că ceea ce iese din laborator e folosit în proiecte care sunt faine și care, doamna, ca un copil m-am gândit la ele și mă gândeam că, wow, aș vrea să fac și eu chestia aia într-o zi. Așa că a ajuns ziua aia acum. So, foarte multă mulțumire din punct de vedere profesional. Da, cred că e vorba într-un fel de cercetare și aplicativă. Deci ceea ce cercetezi tu se poate aplica acum. Pentru că dacă ne gândim, știu și eu, la alții, fac cercetare și se aplică peste mulți ani. Exact, exact. Cred că e momentul să-i rugăm pe cei care ne urmăresc să luăm întrebări. Ada, nu? O să punem întrebări de pe rând. Da. Am să încep eu cu o întrebare care a venit deja și care e foarte aplicată. În ce limbaj e scris softul roverului? În C++. În C++, dar are un wrapper de Python. Deci dacă poți să-l folosești în C++ direct sau poți să-l folosești din Python. Ok, mulțumim. Cristi, ai tu pregătit? Da, o întrebare, nu știu în ce măsură, dar am zis ca să o punem. Credeți că vor fi create calculatoare capabile de simulări cât mai corecte cu privire la evoluția stărilor de sănătate a oamenilor în viitor? Da. Deci nu e vorba de calculator, e vorba de software. Și Microsoft și Google știu că, și IBM lucrează la ceva de genul ăsta.
de fapt am înțeles că sunt algoritmi care poate să prognozeze cancer pancreatic pe măsură, pe baza la ce search din Google te duci să dai, la ce te uiți. Deci se lucrează la chestia asta și sunt convins, de ce nu fac chestia asta? Și iar cunoștințele mele sunt super limitate în domeniul ăsta, dar din ce aud, ce se vorbește, deci sunt convins că oamenii se duc în direcția aia. Ne întreabă Ioan Ilie și el o spune ca pe o afirmație, dar bănuie că e o întrebare acolo, dacă e adevărat că roțile sunt total inadecvate pentru deplasare pe terenuri accidentate cu bolovani în comparație cu mersul pe picioare. Da, deci ok. Deci dacă cred că și mai adecvat dacă ai track, nu știu cum se numește, șenile. Cola e și mai se distribuie presiunea și mai bine și nu te scufunzi. Dar nu o să trimită șenile pe lună pentru că sunt grele și se și defectează repede. Cu mersul pe picioare, deci te întreb două picioare sau șase picioare până la urmă. Iar când sunt picioare, de obicei, dacă ai două, e greu să menții echilibru. Deci nu că deci poți să-l menții, dar vine la un cost de energie. Iar acolo nu prea multă energie. Plus că, cum spune, dacă tot timpul o bucată din calculatorul tău se gândește cum să-ți ții echilibru, nu e o utilizare foarte bună a calculatorului. Și ca să asta provoc, am început să vorbim de calculatoare. Calculatoarele de care vorbim aici, pe pământ, deci nu seamănă de niciun fel cu calculatoarele care sunt pe roverul care merge, de exemplu, Curiosity. Sau a fost Perseverance care a aterizat, cred că acum un an, în februarie, pe Marte. Deci acel calculator a fost designed în 2001, cred că a ieșit. E un calculator care de fapt te uiți de el, îi plângi de milă. E probabil, cum spun, trebuie să reziste, când ajungi, de exemplu, pe lună, trebuie să reziste de la temperaturi de 120 de grade Celsius ziua la temperaturi de 1970 de grade Celsius noaptea. Luna n-are atmosferă, n-are câmp magnetic, soare foarte slab. Ca urmare, toate radiațiile cosmice lovesc procesorul ăla. Deci ăla trebuie să fie făcut într-un anumit... merge încet, dar merge. Și trebuie să te gândești foarte bine, trebuie să facă o grămadă de lucruri acel procesor. Ce faci cu el? De-aia, pomă, să mergi pe două picioare are avantaje, dar are și dezavantaje. Și, până la urmă, cred că oamenii s-au gândit și se pare că an după an, tot la roți se întorc, ca fiind soluția preferată. Și o fi de viitor, probabil, eu știu, așa cum am văzut, au zburat pe Marte. Așa că poate viitorul să aducă alte soluții, dar acum se pare că le plac patru roți sau șase roți și se uită acum de bolovan și terenul accidentat. Dacă te uiți la roțile de la Curiosity, care încă e operațional după atât de mulți ani, în 2012 și-au dat seama că 2013-2014 și-au dat seama că găurile care le au de fapt vin din cauza unui design prost. Ei controlau mișcarea la toate cele șase roți la fel. Deci aceeași viteză de rotație, angular velocity, toate cele șase roți aveau aceeași viteză. Acum gândește-te că roata din față, dreapta, lovește o piatră mare. Pentru că trebuie să urce peste piatră și să coboare peste piatră, față de celelalte cinci roți, trebuie să meargă mai mult. Da? Când mergi în sus, mergi în jos, e ca și când mergi pe diametrul cercului sau mergi pe circumferința centrului. Da? Ok. Ceea ce înseamnă că acea roată era împinsă de celelalte cinci roți, era târâtă peste roata aia, peste bolovan. Nu numai că era târâtă, dar era și lovită prima dată. Da?
Deci, dacă te uiți, și asta e, poți, poate lumea să Google, dacă te uiți la Curiosity Rover Wheels, are găuri roata în ea, multe. Și s-au speriat, mamă, cum se poate că e de metal și are găuri în ea? Păi se poate că după ce merge ani de zile și o tot lovești și o tot târești peste pietre și mai departe, normal că la un moment dat o să aibă găuri în ea. În 2017 au trimis o corecție software la rover și au schimbat strategia și au dat seama că băi, deci nu merge, că ăsta funcționează mult mai mult decât ne-am așteptat roverul, trebuie să nu mai funcționeze de mult, dar tot merge și hai să facem să meargă mai bine și au upgrade the software. Și acum, de fapt, proiectul la care lucrăm în laborator pentru NASA este exact chestia asta. Deci noi facem parte de simulare, dar mai e un grup de la MIT și e o mică companie care e asociată cu Carnegie Mellon. Ei sunt lideri. Noi facem parte de simulare, dar compania asta mică, proiectul lor pentru Viper, pentru 2023, este exact chestia asta. Cum controlezi rotirea roților astfel încât să nu se înfunde în teren și să nu se uzeze roata. Deci noi suntem pe partea de simulare. Ei fac partea de control și lucrăm ca o echipă. Dar asta e proiectul la care, deci toate simulările de rover și de Viper sunt exact, sunt motivate de întrebarea pe care Ioan a pus-o și care e foarte bună întrebare cu bolovanii și cum se mișcă roțile și mai departe. În fine, a fost o întrebare scurtă la care a vorbit. Nu, e foarte bine. Eu în timp ce vorbeai stăteam și mă gândeam, aoleu, să vezi că pune senzori în fiecare roată ca să aibă un feedback normal, o să aibă și feedback-ul de actuator de la contactul unde este roata cu țeava, în așa fel încât să măsoare de 20 de ori fiecare roată. Și apoi îi spune software-ului. Da, te gândești că, dar știi, spune, mamă, știi, te gândești, mă, dar de ce l-am făcut așa? De ce l-am făcut așa? De ce l-am făcut? Trebuie să te gândești că trebuie să ducă, să care toată soluția asta acolo și o soluție complicată, în general, are multe șanse să nu meargă, până la urmă. Are nevoie de putere, de energie, are nevoie de putere de calculare, chestiile astea, tot, să procesezi tot sensorii ăștia. Și până la urmă, deci cum se conduce asta, e în Pasadena, la Jet Propulsion Lab, JPL, e o grămadă de oameni care se uită și e remotely operated. Nu e că și-a mintea, lumea în cap și merge, face ce vrea singur. Nu e așa. Nu e așa. E un grup de oameni care într-o sală stau și se uită cu camera unde e, ce în jur, și acum zic, mergem în direcția aia. Puțin. Și merge încet în direcția aia. În fine, asta e altă poveste pentru altă dată. Silvia vrea să te întrebe, dacă în afara de NASA, cu cine mai cooperați? Ai menționat deja armata, dacă nu mă înșel. Da, deci cu DARPA, care e o parte din departamentul, deci eu nu lucrez direct cu ei, ajut pe cineva care lucrează direct cu ei, NASA, prin proiectul ăsta, cu armata, și sunt o grămadă de companii care folosesc software-ul. Sunt alte software care au luat software-ul nostru și îl folosesc pentru alte chestii, complet diferite. E un grup din Germania care folosește pentru energia vântului. E un grup din Spania și în Italia care îl folosește pentru că iau simulări de fluide și au nevoie de roboți în fluide sau de corpuri care plutesc pe apă ca să culeagă energie din cum se ridică apa, se coboară cu val. Deci fel de software e avem proiecte, câteva proiecte cu agenția de cercetare, Agenția Națională de Cercetare, National Science Foundation, la care facem, cum spune, basic research. Software-ul nostru care îl avem e în GitHub și îl folosește mulți oameni. Mulți dintre ei nu știm ce fac cu el. E acolo, unii comunică cu noi, dar mulți dintre ei îl iau și îl folosesc fără să ne spună nimic. Așa cum și noi folosim software-ul altora și nu ne dăm telefon să le spunem, bă, mersi că ai scris software. Îl folosim și al nostru, îl folosesc ca alții și așa mai departe. Da, adevărul este că acum, scuză-mă, da.
toți în cercetare avem cont la GitHub. Sau cum îi spui tu mai bine, limba engleză. Și că și eu am cont acolo. Pentru că asta este adevărul. Găsești software făcute mult mai bine din altă parte și ți le iei de acolo. Scuze, Ana. Chiar voiam să contribui și să adaug la întrebarea sau la comentariul tău, să întreb pe Dan dacă nu-i se pare că toată această mișcare de tip open software și open data și nu poate avea și nu poate avea, da, nu poate și un pericol, nu poate avea și utilizări negative. Și nu pierzi și bani dacă nu-ți vinzi software-ul. A, da. Asta e o întrebare bună, la care n-am un răspuns încă. Cu care mă lupt și eu, să spui sincer. E un răspuns lung, dar pe scurt sunt lucruri bune și sunt lucruri care sunt mai puțin bune. Alt lucru la care mă gândesc e că facem software care, cum spun, sunt sincer, e o întrebare care mi-o pun deseori. Deci, guvernul statului uite, ne plătește pe toți să facem chestia asta. Punem acolo, cine le ia și cum îl folosește? N-am idee. E o idee bună, e o idee proastă. Deci e complicat. N-am un răspuns bun. E clar că sunt părți bune. Eu folosesc software altor. Alții folosesc software-ul meu. Acum, uite, e o diferență. E o nuanță care e importantă. Deci poate să fie software-ul să fie open source și poate să fie free. Okay? Deci poate să fie, eu ți-l dau ție și îți arăt ce e în el și ți-l dau free, gratuit. Da? Altă modalitate, așa facem noi, deocamdată ce puțin până acum, întotdeauna așa am făcut. Și apropo, când m-ai introdus tu, ai spus că am început Project Chrono. De fapt, Project Chrono a fost început de un colaborator în Italia, când era student. Și am început să lucrez cu el în 2007. Deci el a fost omul care a început software-ul, după aceea am început să lucrăm cu el și de atunci lucrăm împreună. Dar revin la treaba asta. E software care este open source, poți să te uiți la el și poți să-l folosești gratuit. Altă chestie e că poți să iau software-ul să nu ți-l arăt, dar să ți-l dau gratuit. Înțelegi? Sunt lucruri diferite. Până acum am fost open source and free. Poate, pentru că sunt anumite componente la care lucrăm și care cred că sunt foarte innovative. Foarte inovatoare. Inovatoare. Deci trebuie să mâncăm și noi. Trebuie să ne plătim studenții, să plătesc salariul peste vară. Ne gândim, băi, putem să continuăm chestia asta, să tot ce facem să fie open source. Sunt totalmente de acord să fie free, pentru că și mie îmi dă banii cineva, ăștia sunt bani din taxele oamenilor. Deci e ok să dau înapoi și să facem să fie free. Întrebarea o să continuăm să fie și open source. Deci nu ne-e clar ce părți, dar oricum e o întrebare foarte bună și deci n-are un răspuns unic. Știi? Fiecare om vede dintr-un punct de vedere răspunsul la întrebarea asta. Fair enough? Good? E momentul în emisiune, întreabă înainte să trecem la momentul următor, cum se numește software-ul? Vorbim de Chrono. Project Chrono. Chrono. Da? Îl punem în comentarii imediat și îl aici și o să îl trecem. Așa. Este momentul în care dăm startul la competiția de final de emisiune, în care vă rugăm ca în decursul următoarelor 5 minute să ne scrieți în comentarii, acolo unde vă uitați, care e cel mai important lucru cu care, sau interesant lucru cu care plecați după discuția de astăzi. Ce povestiți mâine prietenilor care vă întreabă ce ați făcut aseară? Cel mai bun răspuns pe care îl vom descoperi în următoarele minute din ce scrieți voi va primi tot o carte oferită de editura Humanitas. Am dat drumul la cronometru. Între timp, Cristi, discutăm de dincolo de laborator. Te rugăm, Dan, să ne povestești
alte lucruri din viața ta, pasiuni pe care le ai, ceva care nu are neapărat nevoie, legătură cu cercetarea. Poate să fie și despre viața din America sau amintirile din România. Ce vrei tu? Cred că de fapt cel mai important lucru înainte de cercetare, urmă, e familia mea. Soția mea e din România, Cristina, și am doi băieți, Petrică și Andy, mersi. Petrică a făcut 16 ani luna trecută și a început să conducă și a luat permisul, îți dă permis la 16 ani. Spun, aproape când vine să-i sun pe prietena la telefon să spun că Petrică conduce, stați acasă. E panică. Deci, în afară de familie și lucru cu doi copii, e destul de greu să ai timp pentru alte lucruri. Dar vreau să spun că cred că ceea ce mă ajută dincolo de familie să plutesc, să stau la, să nu mă scufund, e că mă duc, am cred că o viață activă, mă duc în fiecare dimineață la sala de sport. Aia înseamnă pentru mine mult, că sunt urmă de lucruri de făcut și dimineața mă ajută să mă liniștesc, să-mi păsez echilibru, că sunt multe lucruri de făcut. Și chestia e că atunci când ești acasă în România, ai un network, social network, prieteni, familie. Când pleci, ăla dispare. E mai complicat să treci fără el. Dar, cum spun, te descurci. Așa cum am spus, găsești satisfacție în familie, în ceea ce faci profesional, să faci prieteni noi, dar sunt altfel de prieteni. Dar contează mult să așa cum spun și la copii, să lase calculatorul și să iasă în lumea adevărată. Că altfel, cum spun, trăiesc într-o lume virtuală. Care, nu, cum spun, lumea reală e clar mult mai importantă și aduce satisfacție decât să trăiești, să citești articolul la nesfârșit sau să fii pe Facebook sau pe Instagram și mai departe. Aveam și un alt tip de curiozitate. Care e cel mai mare avantaj ca să fii profesor la universitate din Statele Unite? Că noi aici în România, când ne gândim, bine, eu trăiesc în Olanda, dar când ne gândim noi români, este profesor la universitate din Statele Unite. Trebuie să aibă multe avantaje. Unele sunt, dar care consider că e cel mai mare avantaj? Că n-am șef. Serios. Asta e avantaj. Normal că am șef. Am șef de departament, decan. Dar deci. Deci tu stabilești cercetarea, direcția de cercetare. Da. Ce faci cu studenții tăi? Exact. Aia îmi place cel mai mult. Să fac ce vreau. Îmi dă libertate să fac ce vreau. Dacă sunt tălâmb, mor de foame. Dacă mă descurc, merge bine. Și vă spun, nu e un sistem perfect, e clar, nu e un sistem perfect. Dar uitându-mă la colegii mei care sunt de succes și care nu reușesc, deci până la urmă sistemul recunoaște valoare și te motivează să faci tot ce poți, să mergi înainte, să faci o diferență. Asta îmi place mai mult. Așa am spus, mama se duce la chestia asta, fac ce vreau, practic. Normal că nu sunt să chinui studenții sau să. Dar poți să faci ce vrei. Dacă ai idee, așa cum a avut colegul meu din laborator, a spus, hai să ne uităm la chestia asta. Ok, s-a dus, a încercat, a ieșit și toată lumea e fericită. Pentru mine înseamnă mult chestia asta. Am lucrat în industrie, am lucrat la un laborator de cercetare pentru departamentul de energie, departamentul de energie. Cum ar fi în România, cum ar veni, practic, probabil, ar fi platforma Măgurele la Institutul de Fizică pe acolo. Deci era ceva de genul ăla. Dar, pe urmă, în Academia, în Statele Unite, asta mi se pare cel mai fantastic. Poți să faci ce vrei tu. Mulțumim foarte, foarte mult. Avem și un câștigător la concursul nostru de ales
cel mai interesant sau mai neașteptat lucru cu care cineva care s-a uitat la această transmisie a rămas. Am ales până la urmă ce a spus Ana Maria Iota. Ea a reținut faptul că pentru a simula o mașină trebuie să simulezi realitatea. Vedere, recunoaștere, situare în spațiu și decizie, nevoie de senzor ca sistemul să preia semnalele continue din lumea reală. Mi s-a părut, spunem dacă greșesc, Dan, că a reținut foarte bine partea cea mai dificilă din toată prezentarea ta. Trebuie să încep să colaborez cu Ana Maria. Până una alta, Ana Maria, scrie-ne la deschis la cercetare@gmail.com pentru a intra în posesia cărții pe care oferă editura Humanitas, Max Tegmark, Viața 3.0, Omul în epoca inteligenței artificiale. Au mai fost și alte răspunsuri, dar am ales-o pe aceasta. Și Dan, ultima întrebare înainte de a termina. Idei de luat acasă, ceva? Cu ce ai vrea tu să rămână cei care s-au uitat în seara asta la noi? Nu știu, poate tot cel mai important lucru e mult. Da, cred că aș vrea să înțeleagă oamenii că de fapt nu trebuie să fii născut în Statele Unite sau în Germania sau în altă țară să fii bucuros cu ceea ce faci. Știu, eu deci nu vreau să dau niciun fel de sfat. Sunt aici și lucrurile merg bine. E ușor când ești departe în Statele Unite și lucrurile merg bine să dai sfat. Nu vreau să fac chestia asta. Dar pe altă parte, cred că e important ca oamenii să înțeleagă că sunt o grămadă de oportunități în software. Și da, dacă, de exemplu, vrei să construiești un nou chip, deci probabil e greu în România. Probabil trebuie să concurezi cu Samsung sau cu TSMC sau cu Intel. Dar ca să scrii software, aia poți să faci în România. Să ai acces la un GPU card, aia poți să faci în România. Și cred că o grămadă de oameni poate să văd chestia asta. La început, normal că nu o să scrii în 3 săptămâni un program fantastic. Dar asta înseamnă că nu trebuie să începi pentru că, nu știu, nu joci fotbal ca Messi. Nu o să începi să joci fotbal. Nu, joci fotbal pentru că te simți bine și îți aduce satisfacție. Și dacă joci astăzi, mai bine dacă ai jucat ieri și mâine, mai bine dacă joci astăzi, cred că aia e fun. Și așa și cu software. Dacă ai răbdare și perseverezi, nu contează că ești în România sau în Germania sau Statele Unite. E grămadă de oportunități, realmente, pentru 2-3 decade. Cred că asta își vrea oamenii să plece, să înțeleagă că sunt o grămadă de oportunități și e fun, e o călătorie. Așa e. Mulțumesc foarte mult, Dan. O să le spun celor care ne urmăresc că vom lua o mică vacanță și ne vom vedea abia joi pe 10 martie cu Vasile Erșec și vom vorbi despre cutremure și fizica Pământului. Cam asta a fost în seara aceasta. Ada, vrei să mai adaugi ceva? Nu, sunt gata. Mulțumesc foarte mult că m-ați băgat și pe mine în seamă în această discuție de software și rovere care seamănă așa un club al băieților cu pasiune pentru calculator și tehnologie. Da, o să adaug ceva, să spun că la MIT cea mai tare persoană în robotică e o femeie din România. Și poate că să o chemați la interviu, să vorbiți cu ea, o cheamă Daniela. Cum se numește? Daniela Rus. Bun, Daniela. Mulțumim. Deci a doua chestie care poate nu mai întrebă, dar să adaug, să nu se gândească fetele care ascultă chestia asta că ăsta e clubul băieților. Nu e. E clubul oamenilor interesați în chestia asta. Deci e exact. Exact asta vreau să adaug și eu, Ada, pentru că și eu am același feeling că în software, în programare, sunt foarte multe fete. Sunt chiar foarte multe fete și asta e bine.
Da. Mă bucur foarte tare că ați spus treaba asta. Da, Cristian și Ada, mersi de invitație. A fost o plăcere să vorbesc cu voi și să interacționez cu prietenii în România. Sper să ne vedem din nou în emisiunea asta sau în realitate și mersi de oportunitate. Cu mare plăcere, rămânem în contact. La revedere, o seară plăcută la toată lumea.